O femeie cu probleme cardiace a fost preluată de salvatori din satul Cununschi, comuna Brodina, din zona de munte a județului, fiind transportată cu autoșenilata până la ambulanța Smurd, care a rămas în așteptare la o distanță de aproximativ 5 km. Ulterior, bolnava a fost transportată la centrul de primire urgențe Rădăuți pentru investigații suplimentare și tratament de specialitate. Joi seară, în jurul orei 19, în dispeceratul pompierilor militari suceveni s-a solicitat intervenția echipajului Smurd pentru acordarea primului ajutor medical și transportul la spital în cazul unei femei în vârstă de 49 de ani din satul Cununschi, comuna Brodina. Deoarece zona în care se află satul Cununschi este una de munte, izolată, greu accesibilă circulației auto, mai ales pe perioada de iarnă, odată cu ambulanța Smurd, detașamentul de pompieri Rădăuți a trimis la fața locului și un echipaj cu autoșenilata Argo 8-8. De asemenea, membrii Comitetului Local pentru Situații de Urgență Brodina au venit în sprijinul pompierilor militari cu un utilaj TAF. După ce s-a parcurs distanța de aproximativ 60 de kilometri dintre Rădăuți și satul Cununschi, ambulanța Smurd a rămas în așteptare, iar echipajul vehiculului 8-8 împreună cu TAF-ul a continuat drumul de aproximativ 5 kilometri până la locuința victimei. Acolo, pompierii paramedici au monitorizat femeia care acuza afecțiuni cardiace, după care au transportat-o cu autoșenilata în siguranță până la locul unde aștepta ambulanța Smurd. Ulterior, bolnava a fost transportată la centrul de primire urgențe Rădăuți pentru investigații suplimentare și tratament de specialitate. Misiunea salvatorilor s-a încheiat puțin după miezul nopții.